Bună seara, doamnelor și domnilor! Tema de astăzi relatează despre următorul aspect. Când lupul se ascunde sub lana de oaie și războiul vine sub haina păcii, nu ne miră că și terorismul face parte din Comisia Prevenirea Atrocităților. Această comisie va decide pe viitor, în colaborare cu toate serviciile secrete, în ce țări au loc atrocități în masă și genocide. Acestea sunt, cu alte cuvinte, temeliile noi care îl vor legitima pe viitor pe președintele american să întreprindă o nouă intervenție militară. În Siria, această comisie a fost deja activă. Privitor la aceasta, președintele american Obama a afirmat: în fața violenței nespuse la care este supus poporul sirian, trebuie să facem tot ce ne stă în putință. De multă vreme a preluat SUA responsabilitatea morală fundamentală pentru apărarea popoarelor asuprite, procurându-și astfel dreptul de a alege și de a pregăti noi terenuri de război. Care tribunal sau ce comisie a lumii acesteia pedepsește o astfel de obrăznicie care, sub pretextul ajutoarelor umanitare, duce tot mai multe războaie cu nenumărate victime? Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!